Bună seara, dragi telespectatori, sunt Ioan Ceaușescu și vă propun să urmăriți în continuare o nouă ediție a emisiunii Vieți Dăruite, o continuare, de fapt, a emisiunii de săptămâna trecută, cea în care v-am făcut cunoștință cu un om care de 38-40 de ani s-a obișnuit să lasă urme, dar la rândul lui a moștenit niște urme și asta v-am povestit săptămâna trecută despre urmele pe care a călcat domnia sa. Astăzi vom vorbi despre urmele pe care le lasă. Este vorba despre domnul Mihai Lungeanu, regizor la Teatrul Național Radiofonic, dascăl și realizator a foarte, foarte, foarte multe spectacole. Bine ai revenit, Mihai, în studioul nostru, improvizat, dacă pot să spun așa, de fapt, înregistrarea acestei emisiuni este realizată la Radio Târgu Mureș. Colegii de la radio au fost foarte amabili și ne-au găzduit aici. Pentru că, vorbind de urme, domnia sa a lăsat urme și în cinematografie. Da, e adevărat. Și am găsit internetul, iată, e un instrument extraordinar, internetul, dar văd că tu ai venit și cu alte informații mult mai bogate. Acolo sunt foarte diverse și nu sunt organizate. Exact. Eu recunosc că nu am, nefiind în cele mai bune relații cu internetul decât ca un utilizator, și recunosc și public că nu mi-am făcut datoria până la capăt să pun toate datele pe care le am legate de tata la dispoziția tuturor. Mă determină această întâlnire și obligat o să o fac. Există într-un site, cred că pe Cinemax, unde chiar spune, nu există o biografie a... Va exista de acum încolo. Iată o promisiune. Da, efect al emisiunii noastre. Și un efect direct. Trebuie să las și eu niște urme. Și dacă nu despre mine, măcar despre tata. Am câteva fotografii care sunt ale timpului, notate în franceză. Anul este 1925 și Legenda celor două cruci, film românesc care s-a pierdut, trecut în dicționarul filmelor cu toată distribuția. Unul din primele filme și fotografiile sunt într-adevăr bine făcute, bine păstrate, nu par a fi mâncate de timp, ca să zic așa, aparțin domnului E. Vasilescu, laborator cinematografic. Dacă la vremea respectivă, în 20, exact grija pentru lucrurile care rămân, nu e puțin lucru, fotografii care reprezintă și epocă, dar și semn cultural. A fost un film care a avut la vremea respectivă un impact și în dicționar este trecut cu storiul și cu scenariul și cu... Dar un film românesc? Un film românesc făcut realizat în România Film, Eftimie Ion Vasilescu, iată în paranteză scrie, în 1925, scenariul I.C. Visarion, după novela O întâmplare veche din volumul său Nevestele lui Moș Dorocan, regia Gheorghe Popescu, Eftimie Vasilescu, printre alții Nicolae Manolescu, Alexandru Giugaru, Constantin Lungeanu și o distribuție mai mare. Deci asta e povestea primele filme. Înainte, chiar înainte să plece la Paris. În 25, da, sigur că da, e făcut. La Paris a făcut din o film, se numea Colette Son Marie, asta îmi duc aminte, era unul din filmele în care jucase, era Conte de Monte Cristo, a descoperit vocea fiind obligat într-unul din spectacolele în care juca, o pieză a lui Edmond Rostand, se numea Topaz, cred, nu știu, nu garantez, un rol de cafru, de negru, care trebuia să cânte și a descoperit vocea și așa a mers mai departe și a putut să descopere. Rămânem la film pentru că a continuat să joace. A continuat să joace după cinematografia nouă, da, contemporană. Avea, fotografiile vă pot demonstra că avea o bună expresivitate filmă, că și colegii regizori, eu mi-aduc aminte de Dinu Cocea, era într-o relație de admirație cu George Vraca, au făcut filme împreună, deci generația actorilor de vârstă, dacii Neamușoi Măreștilor, roluri de compoziție, de istorie și mai aproape
am fotografii dintr-un rolișor pe care l-a făcut în Serata, dar mi-aduc aminte că povestea cu plăcere. Serata Malvine Urșianu. Da, Serata Malvine Urșianu. Iată fotografii de personaje de epocă, de la Dac la Boier, de la... Tatălui Tudor Șoimaru într-o scenă rămasă cumva antologică, în care țăranul intră cu bâta în palat să-l dărâme și, uimit de ce vede, nu îndrăznește să dea în lucrurile de valoare pe care le descoperă, un adaus de psihologie la ceea ce se filma atunci, dovezi care arată că ceea ce se făcea avea rost și avea importanță și pentru vremea respectivă și iată și după atâta vreme. E, și iată acolo două fotografii mici. Două fotografii mici, pentru că personajul mic, unde cea de-a doua a dispărut, sunt... Uite acolo. Sunt personaje împricinate aici la 2 ani și aici la 7 ani. Deci tatăl tău și tatăl meu și cu mine, aici la universitate și aici în casa veche. Țin minte din poveștile de familie bucuria, plăcerea și grija cu care tatăl meu înconjura acest nucleu de familie, pe mama și pe mine, bucurându-se că la vârsta lui putea să, lăudându-se într-un fel cu prezența mea. Apropo de laude, și cu asta închei, în secunda când am intrat la Facultatea de Teatru, așa am început, cum de exact, cum am ajuns. Și ajungem am și pornit la... acolo. Cu asta o să fratele meu cel mare, din prima căsătorie a mamei, a vrut să facă teatru și la vremea respectivă, fratele fiind mai mare cu 15 ani, la vremea respectivă tatăl l-a descurajat. I-a scos actele fratele meu a devenit un renumit doctor biolog și cu istorie independentă și foarte importantă. Dar n-a făcut teatru. Eu știu povestea din familie, am zis, nu-i spun lui tata că mă duc la teatru, că îmi scoate actele. Deci nu mă las... Mama știa, sigur că mama totdeauna știe tot. Și am mers așa mascat, pe burtă, cum zic golanii, până în ziua de examen. Examenul la teatru era cu o săptămână înainte de examenul oficial, pe 6 ale lunii, ca să ai timp să scoți actele, să te duci acolo unde te pregătesc. Eu pregătindu-mă pentru arhitectură, pregătindu-mă pentru ziaristică, pregătindu-mă pentru psihologie, făcând tot felul de studii colaterale, care, sigur, mi-au folosit într-un fel, dar care nu demascau scopul. Și în ziua de examen m-am dus și am spus, tata, mă duc la papa, cum îi ziceam, că așa am rămas cu reflexul limbii franceze, da, pentru că a avut șansa să învețe foarte, să aibă un accent special și să mă învețe limba franceză. Uite, ai anticipat o întrebare pe care m-a s-o pun, o lăsăm deocamdată. Ok. Și m-am dus și i-am spus, zic, uite, mă duc la facultate, la ce facultate te duci tu? Păi mă duc să dau la teatru. Și l-am văzut cu în fața mea, așa, i-au dat lacrimile instantaneu. Mi-am dat seama că n-ai cum să reacționeze, nu poate să mă scoată actele, că n-avea timp să mai facă nimica. Nici nu mai avea intenție. Am spus, nu fac actorie, am înțeles riscurile acestei meserii, o să încerc să fac regie. Șansa a vrut să intru, n-am avut probleme, nu și-a făcut niciun fel de griji. În toamnă, prietenul lui Demloghin, care era rector, găsind în acte numele meu și Lungeanu, i-a dat un telefon și a spus, dragă Costică, uite, am aici, e nepotul tău, diferența de vârstă, da, îndreptățindu-l. Și tata foarte întâmplător, am fost martor la discuția telefonică, telefonul era vechi, de ebonită, da, stătea acolo în cabinet și vorbea. Și nu, dragă, zice, e fimiu. Și am auzit întrebări, dar de ce nu mi-ai spus, Costică? Și tata foarte mândru și cred că i-a făcut bine. N-a fost nevoie să pună bilă. Da, deci am avut o bucurie. N-a fost nevoie, ești unul din fericiții, astăzi folosește fericiții câștigători, nu? Te pune în ghilimele, din fericiții care n-au avut nevoie să dea de 2, 3, 4 ori la teatru. Probabil că erau niște abilități, niște ușurințe de a lega lucrurile, nici acum nu știu. Dacă cineva mă întreabă ce trebuie să faci ca să ai dea la teatru, n-aș putea să dau o rețetă. Fiecare trebuie să facă altceva.
Pentru că în fiecare dintre noi există un actor, în fiecare dintre noi există un regizor, în fiecare dintre noi există un estetician, ascuns, neluat în seamă, nepus în valoare. Toți avem simț estetic, toți avem simț muzical, toți, în diferite măsuri. Simțul teatral, pentru că ăsta e la bază, simțul teatral. Și tu știi bine la ce mă refer, pentru că și tu știi ce înseamnă simț teatral. Ai călcat cochetat, scena, da. Ai cochetat, ai călcat scena, ai jucat și știi ce important e să te afli și în sală și în scenă. E un gen de emoție pe care eu nu mi l-am reprimat. N-am avut curajul să-l duc și să fac actorie. Dar abilitatea de a te juca, de a descoperi ce e în mintea personajului, ce ascund vorbele, cum comunici ceea ce ai de comunicat, asta m-a făcut să mă joc cumva. Mi-aduc aminte că primul, în ghilimele, caiet de regie, dacă se poate spune, prima formă de analiză teatrală a unui text a fost pe o poezie de Emil Botta. O poezie, un poem. Și eu, citind poemul, l-am văzut. Și mi-am notat că aici e o lumină roșie, aici crengi, aici intră balerii, nu știu ce e mai fix acolo. Și am zis, iată că un text care aparent este literar, naște imagini. Și de aici, peste timp, poate și fascinația pe care a avut-o teatrul radiofonic pentru mine, când am descoperit că prin sunet și prin voce poți să naști o dublă, o triplă realitate și că poți să faci teatru și cu vocea actorului la microfon. Aici există o definiție pe care prin anii 60, nu știu, nu spun cine, că nu pot să garantez, Camus sau Sartre, nu știu, au dat-o celor trei genuri de relație mediatică în perioada în care televizorul devenise important, începuse să intre în casele oamenilor. Și definiția era așa, filmul este un cap mare într-o sală mică, just, teatru este un cap mic într-o sală mare, da. Iar televiziunea două capete față în față. Pentru că, într-adevăr, dimensiunea televizorului este apropiată de... Și în condițiile acestea, radio ce? Radio, eu am venit, m-am adăugat eu pentru mine, radio este un om șoptindu-i altui om la ureche. Pentru că radio, teatru radiofonic sau informația vine în ureche, o asculți, ți se spune, ai senzația că ești singurul care beneficiază de povestea asta. Să nu uităm vestita experiență americană cu Wells când... Da, când toată lumea a zis, domne, asta este, dacă s-a spus la radio, nu poate fi altceva. Această credibilitate a radio le-a rămas cumva și astăzi valabilă. Da, atunci radio era ceea ce reprezintă sau a reprezentat televiziunea până în... Cam ce e netul astăzi, cam ce este netul. Adică imediat, dacă primești o informație, nu mai stai să o verifici. Noi suntem dispuși să luăm ceea ce scrie... De bun, adică nu... Am rămas, dator, am spus că ne oprim cu acest subiect. Spuneai că tatăl tău vorbea foarte bine limba franceză. Normal, a stat în Franța 10 ani. Tu vorbești foarte bine limba franceză? Da, am păstrat. Fiind produs după experiența franceză, probabil că în informația genetică a intrat și povestea asta. E un anumit accent care... dă senzația că știi limba. Cum a ajuns? Totuși, spuneai că era fiul de țărani, da? Venea de la țară. Da, da, da. Cel puțin într-o perioadă, și asta a mers până târziu, era tradiția noastră, apropierea de francezi, nu e prin care... Da, da, și apoi era fascinația anii... culturii franceze. Exact, apoi până prin anii 60-70 limba franceză era, și era considerată o limbă aristocratică. Da. Ei, cum a ajuns fiul de țăran să se apropie de cultura franceză? Cred că aici a funcționat foarte tare destinul, în sensul în care, din ceea ce mi-aduc aminte că povestea tata, l-a fascinat teatru, a venit la facultate, nu știu ce examen să dădeau atunci, dar a fost primit la clasa doamnei Lucia Suza Bolandra, repet, în vacanțe, mi-aduc aminte că spunea că s-a făcut un fel de cerere de, adică a venit la școala de teatru oferta unei vacanțe petrecute la Teatrul Național pentru a pune în ordine costumele lăsate la grămadă. Deci trebuia cineva să vină și împreună cu alți colegi s-au dus și așa au descoperit o mulțime de roluri, că întrebau costumul ăsta de unde, cine a jucat. Și a fost o intrare în lumea teatrului
prin culisele fenomenului și în vacanța. Din nou destin. Da, da, și a descoperit ce înseamnă costum, ce înseamnă ghilimele, minciună scenică, unde era tablă și din sală vedea aur, unde era o piatră și din sală vedea înstemate, cine a jucat, cum a jucat, primea informații. A fost ca un fel de tabără de creație, de informare sui generis pe care a făcut-o din pasiune, din plăcere, din dorința de a descoperi. Ce l-a tras spre Paris, nu știu. Important e că s-a dus să vadă, nu s-a dus să rămână. S-a dus să vadă cum e, tot într-o vacanță, tot într-o perioadă de vară, să vadă cum e acolo. Și după aceea l-a reținut Parisul. Că Parisul e un punct care te reține. Era o perioadă în care, într-adevăr, lumea se simțea bine la Paris. Parisul nu era departe de București. București era micul cu Paris. Da. Erau semne culturale suficient de comune ca să poți să te simți bine în ambele culturi. A învățat la botul calului limba și a performat pentru că a jucat în limba franceză, a cântat în limba franceză, deci nu au fost probleme de adaptare. Le quiero señor et le merle mon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux le soleil au cœur quand nous chantons. Sifflera bien mieux la mer à la moque. Mais il est bien loin le temps des cerises où l'on s'en va cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerise d'amour que l'on cueille en fête, tombant sur la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien loin le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Vous en serez autant des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui n'ai pas peur des peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez autant des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Înregistrarea acestei emisiuni este realizată la Radio Târgu Mureș. Colegii de la radio au fost foarte amabili și ne-au găzduit aici, tocmai pentru că tu vii din radio. Da, și pentru că sunt în continuare în radio și sper să mai rămân asta și ăsta fiind și subiectul prezenței mele la Târgu Mureș, niște cursuri prin care încerc să împărtășesc studenților, hai să spunem, specificitatea teatrului radiofonic, pentru că e o diferență specifică între teatru și teatrul radiofonic. E o noutate în programa studenților de teatru? Cred că da, cred că da, cred că da, nu...
din știința mea nu se prea, nu pot să mă laud eu că e prima dată, dar nu se prea practică. Asta se cam și vede la mulți actori care vorbesc forțat natural sau natural forțat, dar nu vorbesc artistic. Și nu mai ce deodată, vorbesc ca pe stradă. Da, sigur că da, și pe stradă facem teatru, facem un anumit gen de teatru și atunci și la microfon trebuie practicat un anumit gen de relație, un anumit gen de vorbire, un anumit gen de expresie, un anumit gen de sensibilitate. Eu despre teatru radiofonic spun că este singurul teatru care se realizează cu materialul clientului. Adică asculți și vezi ceea ce ai în tine. Sensibilitatea ta, cultura ta, imaginația ta, tu ca, ascultător. Ca ascultător. Sigur că el îți propune că e Hamlet, că e Hangița, că e o poezie de Minescu, tu oricum participi la ceea ce asculți, dar participi cu ceea ce ai. De regulă, la finalul experienței te îmbogățești. Pentru că pe lângă ceea ce ai, descoperi ceea ce nu știai că ai. Absolut tot. Când faci așa, se aude. Când faci așa, se aude. Când faci așa, se aude. Noi n-auzim. Pe noi ne auzim. Nouă ne e simplu. Că știm ce spunem. Dar tu care ai urechea înfundată, nu auzi. Dacă te uiți să vezi cum formulez eu, te uiți la gură, cum formulează literele, înțelegi. Dar asta nu înseamnă că și auzi. Deci e un sistem foarte complicat. Aparent e banal. E foarte complicat. Ăsta, micuțul terorist, află, ia orice fel de informație sonoră. De asta, când vorbești, vorbești cu el, lui spui, te iubesc. Lui spui, te iubesc. Lui. Chiar dacă el e partenerul tău, îi spui microfonului. Pe el îl iubești, pe el îl urăști, cu el discuți. Pe el te... În viață cum faci? Bă! La microfon faci, bă! Ați înțeles diferența? Că în viață te apropii de ureche, în microfon te depărtezi de ureche, pentru că te apropii de urechea ascultătorului. Cu ocazia asta o să învățați, adică o să descoperiți, că nu știu cine vrea să învețe, dar o să descoperiți diferența între rostire și vorbire. Da? De comunicativă, da. Rostirea e cum e. Are ceva în plus. E creativ. Deci, rolul nu-l vorbești, îl rostești. Hai să vezi că fiecare sintagmă de acolo înseamnă o imagine. Înseamnă o stare, înseamnă o atitudine, nu? Înseamnă un gând în spatele vorbelor. Cel care în singurătatea cu care ne-ai vegheat, ne-ai ascultat mereu suspinele și zâmbetele noastre. Tu, cel care cu tinerețea ta ai dăruit visuri visului nostru. Doi. Nu te îndepărta încă de la noi. Răspunde-ne. Noi dorim să ne vorbești și să ne spui câte ceva din adevărurile tale. Trei. Noi le vom dărui copiilor, iar aceștia nepoților noștri, și astfel ele nu se vor pierde niciodată. Vorbește-ne despre ce ai descoperit, despre ce se află între naștere și moarte. Profetul vine și deschide curiozitatea pe ceea ce se va întâmpla, poetul deschide curiozitatea pe cum se va întâmpla, nu? Da. Corect? Da. Înțelegeți diferența? De asta este un text care are și poezie și înțelepciune și asta, pentru că voi la clasă nu s-a apucat să faceți teatru poetic. De-abia s-a apucat să faceți teatru dramatic. Roluri, personaje, relații, situații, motivații, nu? Și atunci să vă... Puteam să iau și din Caragiale. Sau din Gogol. Replici. Dar nu asta e important. E important să descoperiți o altă latură a meseriei voastre care să vă ajute, să vă completeze și să fie... Ceea ce se numește o abilitate în plus. O să trebuiască să răspundeți la solicitări, să citiți un material la radio, să faceți un clip, să vă vorbiți după ușă, pe scenă, joci Hamlet, dar te ieși după ușă și nu te vede nimeni. Da, da, dacă știi să trați sănătate, vezi că am dreptate. Dacă reușești să transmiți starea pe care o poți să fii ascult și după ușă, dar vocea te ajută. Deci ăsta e scopul întâlnirilor noastre. Sunt unii care dau puțin din tot beșugul care l-au și o fac doar ca să li se recunoască dărnicia.
Și această tainică dorință le umilește darurile toate. Sunt și dintre aceia care, puțin având, îl dăruiesc cu totul. Ei sunt acei ce cred în viață și în mărinimia ei și de aceea n-au niciodată sacul gol. E bine dacă dai când ți se cere, dar și mai bine să dai atunci când nu ți s-a cerut, ci doar ai priceput că trebuie să dai. Singură fiind, în ultima după amiază de toamnă, am simțit că trebuie să mărturisesc următoarele. Nu înțeleg nimic din legile universului, din tainele naturii, din evenimente, din relații simple. Relațiile. Relațiile simple și din esență. De-am fi chiar noi judecătorii acestui oraș. Ar trebui să știm mai multe. Și să aflăm ce știe cartea să ne spună despre legi. Ați prins stilul? Deci sunt întrebări și răspunsuri. Întrebări la care răspunde profetul cu un aer profetic, la care răspunde poetul cu o atitudine poetică. Iar vouă vă revine sarcina să puneți întrebări înțelegând ceea ce se întâmplă, asumând ceea ce vi se spune. Grupul nostru de, ziariști ține să vă felicite călduros. Pentru succesul pe care l-ați avut în campania electorală. Pagina 4. Și vă roagă să-i acordați câteva minute. Mai întâi ne-ar interesa să știm ce este materia. Apoi, de forme de existență are. Da. Apoi am dorit să cunoaștem care este raportul dintre spirit și corp. Bun. Acum eu vă întreb. De ce ați fost acolo? Ce ați furat? De ce v-ați înjurat? Cum v-ați simțit când ați băgat cuțitul în victimă? Corect? Da. Deci uitați-vă la contextul în care replica vine. Ce zice acolo? Domnule senator, grupul nostru de ziariști. N-am spus ziariste, că după aia... domnul senator! Grupul nostru de ziariști, ce vrea? Vrea să afle, deci alt ton, altă atitudine, nu? Nu necesită alt mod de abordare? Da. Și ce face? Și vă roagă să... Și vă roagă să-i acordă... Nu. Și vă roagă, iată, să aud acolo, de pe acoperiș, dacă stau tu să te aud. Hai, puiu! Și vă roagă... Și vă roagă să-i acordați câteva minute. Așa, bagă crucea jos. Mai întâi, așa? Ne-ar interesa să știm ce este mai... Fii mai obraznică, fii mai, știi? Ai văzut cum sunt astea? Ce-ați băut aseară? Știi? Ne-ar interesa? Vocea puțin ușor caragioasă, da? Zi. Mai întâi, ne-ar interesa să știm ce este materia. Ce este materia? Și? Și câte forme de existență are? Eu glumesc acum, dar te înțelegi de ce? Ca să vă jucați, să nu rămâneți să muriți acolo în versul. Reluăm toată chestia asta. Domnule senator. Eu. Țață. Domnule senator, grupul nostru de ziariști ține să vă felicite călduros. Mersi. Pentru succesul pe care l-ați avut în campania electorală. Dar succesul a fost pierdere. Ia două, în sensul pentru că... Pentru succesul care l-ați avut, adică v-ați cumpărat voturile și tot ați pierdut. Știi? Bagă în ghilimele. Pentru succesul care l-ați avut. Jucați-vă, că nu înregistrăm încă, ne putem juca. Așa, și vă roagă? Și vă roagă să-i acordați câteva minute. Mai întâi, ne-ar interesa să știm ce este materia și câte forme de existență are. Apoi am dorit să cunoaștem care este raportul dintre spirit și corp și dacă infinitul poate fi intuit în natură. Mie mi se pare o încercare interesantă. Așa. Și cred că va ieși bine. Ok. Și eu am încredere și cred că va ieși ceva interesant pentru că e ceva ce n-am făcut. Ok. Pare destul de... interesant, mai ales că, cum a zis ea, este ceva nou pentru noi. Deci ați fiu și o frază, da? Zice, da, sunt de acord cu antevorbitorul. Mai ascultă oamenii teatru radiofonic. Eu țin minte, eram copil, sigur, pe vremea aceea televizorul abia devenise o prezență, încă nu era o prezență obișnuită în toate casele. Corect. Vedeam teatru TV, da? Acele spectacole înregistrate de televiziunea română, nu era un teatru TV realizat în studiouri, dar ascultam teatru radiofonic mereu. Era o prezență
Continuă. A fost o formă de cultură extraordinară. A fost un palier de cultură. Exact, dar astăzi, când există atâtea alte forme... Aici este un pariu pe care noi îl facem zilnic. Până nu de mult aveam informații oficiale date în cadrul redacției despre ceea ce se numește audiență. Eu nu știu cum se obține audiența asta, dar rezultatele erau îmbucurătoare pentru noi, pentru că teatrul radiofonic avea și are în continuare o audiență ușor neașteptată, când te gândești că e în concurență cu televizorul, cu calculatorul, cu iPhone-ul, cu toate mijloacele de fugă. Exact. Și cu divertismentul. Care asta e... nu mai vorbim cu ceea ce îți oferă societatea, care este plină de impact, plină de surse de impact. Teatrul radiofonic se ascultă pentru că are acest ceva anume, faptul că te obligă, te determină să participi la spectacol. Vorbeam data trecută despre definiția aceea. Exact. Când cineva îți vorbește la ureche, ori nu vrei să auzi și termini, ori rămâi și dacă te și fascinează, intri în povestea celui care îți vorbește. Pentru că e un raport direct. Așa face și teatrul radiofonic. Când îți vorbește, te prinde, te implică în poveste. La film mai oprești, te duci, bei un par cu apă, te întorci, mai vezi. La teatrul radiofonic nu poți să oprești. Păi, acum poți să oprești, că e pe calculator. Da. Dar, în general, te ține în poveste. Există, uite, asta n-am adus-o și ar fi fost interesant, o copertă de revistă de prin anii 30, când 28 au fost primele emisiuni de radio și prima emisiune de teatru radiofonic tot în 28, un desen în care toată familia se așeza în jurul aparatului de radio, dar se așeza ca la teatru, adică erau îmbrăcați în anumit fel, cu păriuță, cu gentuță, cu tot, toată lumea era... participa, urmărea, de parcă de acolo ieșeau personajele. Nu era starea de comoditate la papuși și la halat pe care astăzi o preferăm. Deci era un anumit fel de raport. Și era respectul față de actul. Da, și era artistic. Și uimirea, era și noutatea, era și misterul, cum, cine vorbește, ce se întâmplă, e adevărat, e ceea ce face filmul astăzi, toate efectele pe care le vedem în film, suntem conștienți că sunt efecte, niciodată nu o să credem că au murit. Da, dar personaje. Ne creează... Dar acceptăm convenția asta pentru că da, suntem în zona... Stările. În fine, deci, teatrul radiofonic are fascinația lui, fără și discuție. A apărut odată cu teatru, cu radio. La un an diferență. La un an diferență. În România. Da. Și bineînțeles că la început erau lucruri pe viu, nu se înregistrau, după aia au fost înregistrările, după aceea încetul cu încetul a devenit o arhivă impresionantă de titluri, cu o arhivă de oameni care s-au format prin teatrul radiofonic, de la țară unde radioul micuț, difuzorul, îl făcea părtaș și vocile, marile voci ale teatrului românesc, cel puțin Vraca, Bota, doamna Bulandra, Maria Filoti, Ciobotărașu, Giugaru, Calboreanu, putem vorbi de sute de voci importante, intrau și erau prezente și acolo, în seara de teatru, în semi-întunericul audiției personale. Era o relație specială. Și acum e posibilă, a dispărut ceva din intimitatea, au apărut paparații, care surprind, sigur că surprind, dar nu mai lasă liniștea evenimentului. Bun, dar cum te-ai apropiat tu de teatru radiofonic? Pentru că eu te cunosc de 30 de ani, te-am cunoscut ca regizor de... teatru, de scenă. Teatru, da. Scenă. Eu zic, scena este fac o mică paranteză. Am avut șansa să-l am profesor un an și jumătate, aproape doi, pe distinsul regizor Radu Penciulescu. Pentru mine, ceea ce am descoperit în prezența dânsului a rămas, apropo de urme, dânsul a lăsat o urmă foarte puternică și la rândul meu încerc să descoper. Toată povestea a plecat de la o întrebare pe care am pus-o studenții, noi studenții, anul de regie,
I-am pus-o, cred că la începutul anului 2, când l-am rugat să ne spună, era exact în perioada care făcuse la Național Regele Lir cu George Constantin, un spectacol care șoca, se juca în blugi, se juca fără haine, era un șoc, era o noutate, era... Și noi, duși de povestea asta, l-am întrebat, domnul, cum e cu teatru, cum se face teatru? Spuneți-ne și nouă, că suntem studenții noastre, am 4 oameni, 5 oameni, merităm să știm și noi. Pardon. Și el a spus așa: cred că sunteți greșit informați. Eu nu sunt pus aici ca să vă spun cum se face teatru. Eu sunt pus aici să vă spun cum nu se face teatru. Cum se face teatru depinde de voi, că de-aia sunteți aici și nu la chimie industrială. Și atunci am înțeles că responsabilitatea e mai mare cu fiecare zi pe care o petreci. Cu cât afli mai mult, cu atât ai mai mare responsabilitate. Nu poți să rămâi doar în inconștiența gestului. Actorul poate să fie ușor inconștient, pentru că e cineva care îl ghidonează. Îl ghidonează textul, autorul, regizorul, scenograful. Toată lumea îi dă câte ceva să ducă. Regizorului nu-i dă nimeni nimic, el trebuie să dea. Păi, eu fac rețeta, dacă nu... pun cât trebuie, nu e vina nimănui, eu sunt cel care am făcut. Și atunci, în momentul când am început să practic această meserie, mi-am pus întotdeauna întrebări la care încă nu mi-am răspuns în totalitate și pe care încerc la rândul meu să le pun și celor cu care lucrez, fie că sunt studenți, fie că sunt elevi, fie că sunt copii, îndemnându-se să descopere singur ce este și cu ce se mănâncă această activitate umană și cât de importantă este ea pentru formarea omului în totalitatea lui, pentru zona spirituală, pentru zona sufletească, pentru zona de imaginație, de care, din păcate, societatea de astăzi se dispensează. Societatea de astăzi, societatea umană, se depărtează de dimensiunile astea din pricini pe care nu avem timp să le discutăm, dar este evident procesul în care materialul câștigă în fața spiritualului și teatrul trebuie să facă procesul invers, să recâștige, iar teatrul radiofonic are avantajul că poate fi mult mai ușor accesat, mult mai ușor, de exemplu, Teatrul Național Radiofonic are o adresă de mail, e-teatru, e Teatrul Național Radiofonic, Societatea Română de Radiodifuziune, dar are un program de 24 de 24, e-teatru produce teatru 24 de ore din 24, sigur, programele se schimbă, se poate accesa, se poate cere la un moment dat, se poate propune, există o mulțime de parteneriate pe care Teatrul Național Radiofonic le face pe zona spectacolor pentru copii, de care m-am ocupat și eu o vreme, am deschis proiecte, povești noi pentru voi, copiii ascultă, desenează, compun, joacă teatru. Încerc, apropo de urme, încerc să profit de faptul că mi-a plăcut teatru radiofonic și că m-am aplecat asupra fenomenului și cred că știu pe unde sunt butoanele, măcar atâta, să încerc să pun în viața celorlalți și acest ingredient. Dacă vreți, e un ingredient. Da. Sarea în bucate. Da. Fără sare, fără piper, fără ceva. Dacă acești copii care sunt blocați în internet, am întâlnit foarte des, sunt, cum zic copiii în joc, friz, sunt înghețați. Da. Dacă îi scoți de acolo, nu mai știu ce lume. Pentru că acolo ei dau, nu li se dă. Aparent, jocul le oferă, dar ei dau energie, sunt goliți. Teatrul radiofonic îți dă. Teatrul radiofonic îți oferă. Teatrul radiofonic te încarcă, nu te descarcă. Satan, Satan, gata, din iad, acum stai. Băiete, aici la București aurul curge din toate părțile fără să știi de unde vine și unde se duce. Mai nimeni nu are bani? Și toți cheltuiesc nebunești. Când puțin se mai ocupă de morală, a rămas numai dracu să se ocupe de ea. Premiul pentru teatru radiofonic este acordat spectacolului Prăpăstile Bucureștilor de Matei Milo, regia Mihai Lungeanu. Premiul Niter, ediția 3-a, 1995, pentru stagiunea 1993-1994.
recunosc foarte sincer că n-am fost pregătit pentru acest eveniment. Spun un mulțumesc generic tuturor și domnului profesor Radu Penciulescu, pe care l-am recunoscut în sală după atâția ani de la despărțirea noastră. Și am să îndrăznesc să vă mai rețin cu un adagiu pe care Matei Milo l-a scris între replicile piesei pe care am realizat-o și care spune așa: nu te da dracului că te ia. Mulțumesc! Cum te-ai apropiat? Și m-am apropiat din pricina unei experiențe la care țin foarte mult. Am făcut un spectacol pe un text al lui Matei Vișniec, pe care îl admir și respect foarte mult ca dramaturg și ca poet și ca scriitor și ca om și ca prieten, îmi permit să cred, un spectacol pe textul Țara lui Gufi, pe care l-am făcut la Cahul, în Republica Moldova, dincolo de Prut. Și spectacolul a ieșit într-un fel pozitiv, nu mă lau singur, dar așa a fost să fie. A fost văzut de domnul Valentin Silvestru la vremea respectivă și cotat ca un spectacol bun, a fost și invitat în Festivalul Național de Teatru de la vremea respectivă, dar la acea vizionare era și invitat și domnul Dan Puican, care reprezenta Teatrul Radiofonic. Și i-a plăcut foarte mult cum se auzeau vocile, pentru că pe lângă ce am lucrat la scenă, eu am lucrat cu ei și la rostire, că ei vorbeau o limba moldovenească moale, aia câine, pâine, mâne și faci și vrei, măi, unde te duci? Ceea ce nu prea coincidea cu limbajul pe care îl cerea Vișnie, că era foarte exact. Și atunci am făcut niște lecții și plecând o săptămână, venind în țară o săptămână, le-am lăsat o bandă întreagă, o casetă întreagă, înregistrată noaptea în casa în care locuiam, era un fel de casa artiștilor acolo, în curtea teatrului, și cu microfon am citit eu tot textul. Cuvânt cu cuvânt, curat, perlat. Și la sfârșit aveam și un dicționar. Mâine, pâine, câine. Și forțam această rostire. M-am întors și am avut surpriza să descoper că pe scenă vorbeau perfect cante, vorbeau limba vișniecă, pe care eu o pusesem. Deci și-au cumpărat asta, căștia au ascultat, au învățat. Și vorbeau așa, foarte frumos e aici. Îți place și cum am zis. Deci replica de scenă era perfectă, dar întrebarea era și zici, nu-i bine? Și când au venit pe scenă, au venit la Brăila, unde eram director în perioada aia 90-91, și au jucat spectacolul, domnul Puican a zis: dom'le, formidabil, ce limbă românească curată, nu vrei să-i aducem la radio? Zic, nu depinde de mine, depinde de ei. I-am pus în autobuz, am venit la radio, am înregistrat spectacolul și există în fonoteca, în arhiva sonoră a Teatrului Radiofonic, și am descoperit mirajul unui studio asemănător cu acesta. Și am descoperit pe domnul Puican, l-am descoperit domnul Cristian Munteanu, regizor care la vremea respectivă conducea redacția, și care a zis: nu ți-ar place să mai faci o trăznaie? Mi-ar place, că eu de trăznaie m-am ținut toată viața. Tot o căutare, tot o... Și am descoperit, am descoperit posibilitatea de a face spectacole, de a pune texte pe care scenații le oferă. Primul spectacol făcut la radio a fost Adaus la Călătoria Capitanului Cook. Vapoare, corăbii, insule, exotice, cum vrei să faci tu pe scenă? Bun, niciodată, niciun teatru nu mi-ar fi dat voie să fac și una și alta. Pe când la radio am învățat că se poate. Din sonorități, din decor sonor, din toate sugestiile pe care le dă lucrarea. Și așa, ușor, ușor am descoperit. Am avut și șansa că n-am călcat bine cu dreptul că o lucrare pe care am făcut-o a fost apreciată și a luat premiul Uniter. Asta m-a încurajat. Au mai apărut încă 3 premii pe parcurs, ceea ce mi-a dovedit că nu sunt foarte departe de drum, și atunci mi-am permis și eu la rândul meu să îndrum pe alții. Am zis: bă, fraților, ăsta e drumul, ce faceți pe drum, treaba voastră. Dar cam ăsta e drumul. Poți să ieși, poți să te duci în laterale, dar direcția nu e cea proastă. Și lucrurile au ajuns până acolo unde caut să descoper
și alți pasionați de teatru radiofonic, pentru că trebuie să rămână în urmă niște semne, că vor fi dintre studenții pe care i-am avut până acum sau îi voi mai avea, dacă voi mai avea, dintre ascultătorii pe care teatru radiofonic i-a avut sau dintre cei pe care îi va avea de acum încolo. Apropo de copii, de tineri, prin Radio România Cultural facem un program de, cu Mirela Nicolae, redactor, un program de educație teatrală în școli. Încercăm să ducem povestea acolo unde să lase niște urme, să lase niște semne. La Biblioteca Metropolitană din București am deschis un proiect care se numește Biblioteca de Voci. Prima întâlnire a fost cu un medalion, Lucia Suza Bulandra, al doilea a avut loc ieri cu un medalion dedicat lui George Vraca. Infonoteca de Aur. Infonoteca de Aur pe care nu accesează nimeni, că n-are cum. N-are cum. Și atunci am zis, hai să facem proiectul ăsta, să scoatem, să punem din nou pe CD și CD-ul să rămână în bibliotecă pentru ca un om curios să poată accesa și să dezvoltăm proiectul ăsta. Sunt voci celebre importante, sunt voci din literatură, voci din politică, voci din zona culturală care rămân în arhivă. Nu poate... păcat să se și e păcat, pentru că spun lucruri deștepte, le spun într-un mod interesant și cel care vine acum în viață și care... în afară de net nu vede nimica, dacă vrea să vadă ceva, să aibă, să fie înconjurat de o serie întreagă de repere, de valori. Toată lumea plânge după valori și repere, dar le ține închise în arhivă. Și atunci le-am scos. Cum am scos Majesticul, Neauzim la Majestic, premierele Teatrului Național Radiofonic de 10 ani, se fac printr-o audiție publică, prin construirea unor CD-uri promoționale, un afiș, lumea știe, CD-urile astea merg la oameni, la critici, la realizatori, se duc în școli, se duc în institutele de teatru. Deci încerc, în măsura în care mi se permite, să dezvolt, să share-uiesc. Revenim la da, internet. Așa. Prost, gras și mai cum? A, procrastinație. Și mai cum? Procrastinație. Bine. Aha, păi ăsta e termenul? Da. Și ce vrea acum? Să punem pe afiș titlul Măgarului Buridan? După aceea ce urgență, poate nu, hai noroc. Ah, noroc cu cabina asta de toaletă aici. Ia. Hai noroc. Măi, unde e noroc cu cabina asta de toaletă de aici. Bravo că i-a pus un drum. Îți faci vocea, nu ești canto, dar îți faci vocea. La, 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 cum e Elen Paul? Mânia cea prinse pe achil, pe reiană. Mergem. Nici chiar, nici barem luna n-a trecut și-a zbârlit deja a bietului meu tată amintire. Lași o pauză, după aceea mergi mai departe. Până și o bestie, uite, fără minte. Vai, ar fi gelui mai îndelung. Aici ești. Până și o bestie fără minte. Vai, ar fi gelit mai îndelung. Ui, și de ce te scrime așa, mă, de parcă le-a omorât pe tatu? A, maestre, mă scuzați, aici erați? Vă rog să mă iertați, dar eu repetam la rol... Stop!
Tot aia, cu voi cu microfonul, ca și când el ar fi. Ah, maestre, mă scuzați, aici erați. Deci aici erați, chiar dacă el e acolo. Am înțeles că am înțeles. Deci tu totdeauna vorbești cu microfonul. Deci, n-a fost bine? Prea orestian, prea cu spume la gură. E prins de neam nordic, nu țăram albanez pus pe vendete. Maestre, stop! Paul, prinț, că ai ieșit prinț de neam, prinț. Ok. Vorbește perlat ca să înțeleagă, ești după zic, știi, după... Bine. Prea orestian, prea cu spume la gură. E prinț de neam nordic, nu țăran albanez pus pe vendete. Aveți dreptate, m-am cam ambalat. Să fierb la foc mai mic, deci. Păi, hai să te auzi, zi. Nici chiar o lună n-a trecut și a zvârlit deja bietului meu tată amintire. Până și o bestie, fără minte. Hopa, 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 mai rar, ce dezor așa. Grăbit a fost masa, nu el. El din contră e mocăit, e indecis, e mereu cu frâna pusă, e mereu înțepenit în aia, mă, în asta, în cum dracu îi zice? Dilemă? Nu, e ceva, e mai ceva ca dilema. Ia stai puțin, ia stai puțin să dau un telefon. Lucian, încă e foarte grăbit. Eu dacă aș vrea să tai, nu am cum să intru cu farfeca, știi? Dar nu o să arate prea feminin? Atunci n-ai decât să-ți culegi firele de păr din propria scăpâne. Nu contează. Principalul e clișeul. Efectul de... Vrânare! Procrastinația! Deci, indiferent de context, da? Da, ai-o, fraților, odată. Da. Și voi să aveți reacție. Gata, toată lumea, hai, liniște, hai că a venit. Hai. Ladies and gentlemen, repeșor, că se apropie vremea. Toată lumea e prezentă? Hai, bă, ce mudre astea și bonate și crispate! Zâmbind! Întotdeauna cineva filmează! Dacă emoțiile vă incomodează, lăsați-le la garderobă! Hai, gata! Măscăriciule, fii atent la mine și lasă-l în pace pe tâmplat, nu-i mai pune coarne pe la spate! Maestro de canto! Vă rog, și mie îmi place Mozart, dar să nu-mi zunze la telefon. Hai, costumier. Lasă umele, domnișoare, că i-ai luat deja măsurile. Hai. Maestru de scrimă, atenție, te rog, în spate cu etaganul ăla de la șol, că e intrat regelul, între picioarele. Regino, îți putem admira manicura? Și fără să-i arăți maestrului croitor degetul mijloc. Hai. Gata, ești gata? Da. Bă, bata. Și nu uita ce ți-am zis cu pro... Castrația, tunica, pentura. Gata, hai! E în ordine. Atunci, gata? Hai, dă-mi drumul! Gestul mi bag un e... foarte bine. Ce? De croitorie. După metrul ăsta, poftim? Poftim. De croitorie. Aha. Asta e zis. Pauză. Ce să mai măsurăm? Dragă, pauză. Tu n-auzi cum pârâie. Înțeleg? Da. Deci dați-mi voie să vă arăt. Ca la podul, doamne. Ia uitați cum e ca la pod. Poftim? Oh, dar pia mă pot mișca.
Ce n-ai mai strâns-o în halul ăsta? Nu se poate! Doar v-am luat măsurile cu mâna mea. Dar tu nu vezi cum pocnește pe mine? Imposibil! Poftiți! Luați metrul ăsta. Poftim? De croitorie. Aha! Și verificați-vă și dumneavoastră talia. Dar ce să mai măsurăm, dragă? Ce să mai măsurăm? Tu nu auzi cum pârâie? Cusăturile, dragă, cusăturile. Vă rog, dați-mi voie să vă arăt. Ca la podul, dacă nu mă credeți. Ia auzi! Poftim cine s-a găsit să-mi pungă cu acul! Bărzăunele! Dar cine te crezi, marmanii, să-mi croiești tu mie replici? Dar stați, doamne, vă rog, nu vă ambalați! E o confuzie!